Bună ziua, dragilor! Eu sunt Silvia și astăzi vă voi arăta cum se curăță cartofii la Thermomix. Aveți nevoie de acest dispozitiv care se cheamă Blade Cover and Peeler sau pe românește curățător de cartofi și acoperitor de cuțite. Se introduce exact așa, în bol, dar eu mai am încă o porție pentru că vreau să vă arăt exact cum folosiți funcția. Am pus apă cât să treacă peste acest dispozitiv. Am pus cartofii, vedeți că sunt destul de mărișori. Ok. Și mergem înapoi aici ca să vedeți ecranul principal al Thermomix-ului. Dăm un swap în stânga și avem această funcție de peeler. Aici ne dă instrucțiuni, tot ce trebuie să faceți, chiar dacă nu știți nimic. Și se selectează direct pe 4 minute. Și atunci punem capacul. Apă deja avem acolo, Blade Cover and Peeler este acolo, nu facem decât să învârtim de buton. O să sune puțin mai tare, dar în 4 minute o să avem acești cartofi curățați.